Direcția Programe și Dezvoltare Locală din cadrul primăriei municipiului Călăraș anunță că în data de 2 iunie s-a semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare și de execuție a lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul Regenerarea fizică a zonei defavorizate cărămidari, mai exact școala numărul 7, prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităților educative, culturale și recreative. În completarea proiectului se va realiza canalizarea pe strada oborului din bugetul local finanțat prin programul operațional regional 2020-2024, proiectul are o valoare de 954.000 euro, iar durata lucrărilor de execuție este de 18 luni. Proiectul propune construirea unui corp nou de clădire în incinta școlii gimnaziale numărul 7, având funcțiunea de sală de sport destinată desfășurării de activități educative, culturale și recreative. De asemenea se va face modernizarea străzii Obor, modernizarea atât a structurii rutiere, cât și a trotuarelor se va face conform studiului de fezabilitate numai după introducerea canalizării pe strada Oborului, cu racordarea la canalizare de pe străzile vecine. Primăria Municipiului Călăraș va finanța cu fonduri de la bugetul local lucrările pentru rețeaua de canalizare și racordarea la canalizare existentă. Lungimea străzii este de 436 de metri. În cel mai scurt timp, Primăria Municipiului Călăraș va emite ordinul de începere a serviciilor de proiectare. În ceea ce privește proiectul cu titlul Modernizarea centrului comunitar existent și amenajarea zonei adiacente din Oborul Nou, finanțat prin Programul Operațional Regional 2020-2024, se estimează că până la finele acestei luni se va semna contractul de prestare a serviciilor de proiectare și de execuție a lucrărilor. Valoarea proiectului este de 251.000 de euro, iar durata de execuție este de 9 luni.